Marți 27 decembrie, pe scena amplasată în fața primăriei orașului Liteni, a avut loc o nouă ediție a festivalului obiceiurilor de iarnă, Porniți plugul Măi Flăcăi. Așa cum vă spuneam, în seara de ajun, astăzi, aici, pe această scenă, vor urca, zic eu, cele mai frumoase cete din județul Suceava. Adică de la Mălin, de la Boroaia, de la Bogdănești, de la Stroiești, urși de la Știrbăți și ne vor cânta toți artiștii noștri locali, de la cei mai mici până la cei mai mari. Rând pe rând au evoluat fanfara Izvorașul din orașul Liteni, ceata de urși de la Știrbăți, grupul Bogdana din Bogdănești, ansamblul Obcina Stănișoarei din Mălin, grupul folcloric Stângenelul de la Stroiești și urșii de la Zaharești, fanfara Codrii Rotunzi și ceata de la Boroaia. La final au susținut un recital și membrii ansamblului folcloric Izvorașul din Liteni. Manifestările dedicate obiceiurilor de iarnă continuă în orașul Liteni și pe 31 decembrie, când vor evolua toate cetele de urători din oraș, dar și din satele aparținătoare acestuia.